A trecut aproape o lună jumătate de când ne aflăm într-o izolare colectivă, unii față de ceilalți, de când ni se impune să stăm mai mult pe acasă sau, dacă ieșim, să ieșim cu adeverințele la noi, cu adeverințe în care să scriem scopul și durata ieșirii, ceva de genul, în care să explicăm că avem motive întemeiate pentru a ieși afară sau motive urgente. Probabil fiecare om ar vrea să stea mai mult pe afară, cel puțin eu, dar n-am ieșit de foarte multe ori. Izolarea asta ne-a făcut un pic mai sedentari. Știu că înainte de starea de urgență ieșeam foarte des la fotbal, de 4-5 ori pe săptămână. Acum fotbalul este compromis, aș putea spune în ghilimele. Le-am găsit însă alte activități, chiar pe unele le-am redescoperit după mulți ani în care nu le-am mai făcut. De exemplu, săpatul în grădină. Mi-am făcut o mică parcelă la mine la țară, într-un sat apropiat de Hunedoara, în care am început eu să dau cu sapa, imaginându-mi că o să am producție de morcov, de pătrunjel, de roșii, de tot felul de legume. Știu că chiar am luat o carte să citesc cum se produc acestea. Bine, am în familie un legumicultor profesionist. Am ieșit și în fața blocului și am încercat și aici să-mi amenajez un fel de grădină, dar nu de legume, cu diverse plante și arbuști și chiar un copac, o magnolie. Mi s-a părut o idee foarte bună ca fiecare cartier, să zic, să aibă o asemenea pepinieră, sau localnicii din cartier să își amenajeze grădinuțele lor în fața blocurilor. În zona OME se întâmplă acest lucru de mulți ani, însă am văzut că toate sunt cu flori. Mă întreb de ce nu cultivă legume oamenii de aici. Bine, la o a doua gândire, cred că răspunsul e că noaptea sunt greu de păzit și coboară cetele de hoți prin zona și le culeg ei pe cont propriu după ce oamenii au muncit la ele. O altă idee la care m-am tot gândit pentru Hunedoara a fost cea a transformării fostei zone siderurgice orașului, acum ocupată de dărâmături și de mărăciniși, într-o pădure, cu alei, cu multe zone verzi. Știu că ar fi o investiție foarte mare, pe care probabil municipalitatea nu și-o permite, dar de plantat copaci în zona, nu știu dacă este atât de dificil. Deși, în continuare, sunt terenuri întinse care trebuie ecologizate. Dar, nu știu, cumva cred că ar trebui valorificată și această zonă. Vechea platformă siderurgică aflată lângă Castelul Corvinilor. În rest, epidemia de coronavirus, de care ne tot ferim, a făcut probleme în județul Hunedoara. Sunt până acum vreo 450 de oameni infectați. Și mulți pacienți care au avut și alte boli au murit, dar au fost trecuți și pe lista deceselor de coronavirus. Sunt și oameni vindecați, sunt și spitale cum e cel de la Hunedoara care, chiar dacă și aici au murit oameni, pot să spun că s-au mișcat, în ghilimele, destul de bine în perioada asta. De exemplu, spitalul din Hunedoara a reușit să achiziționeze un aparat de testare a cazurilor de COVID. Îndeva oamenii încă n-au reușit acest lucru, nici nu știu dacă vor mai reuși.
În fine, orașul așteaptă să se revigoreze după ieșirea din izolarea asta.